România se află în ultima parte a unui clasament european care măsoară gradul de fericire și calitatea vieții cetățenilor europeni, așa cum o percep ei. Cetățenii fac cu greu față problemelor financiare, nu își achită la timp facturile, amână consultațiile la medic și consumă alimente de proastă calitate pentru a economisi. O mare parte din populația țării noastre poate fi clasată la categoria vulnerabilă, din care fac parte atât pensionarii cât și persoanele cu salariul minim pe economie. Situația financiară a acestora este atât de gravă încât alimentația a devenit ultima grijă, iar alimentele sunt alese după preț, ci nu după calitate. Cam ce avem, ce găsim, ce e mai ieftin. În ziua de astăzi toate scumpe, salariile mici. Stăm acasă cu 75% salariu. Asta e greu în ziua de azi, foarte greu. Nivelul de trai scăzut înseamnă și consumul de produse de proastă calitate. Alimentația românilor este deficitară din multe puncte de vedere, dar cel mai important factor care influențează stilul de viață nesănătos este sărăcia. În primul rând, mă duc așa, chid datoriile la regie, la ce am, televizorul ăștia și așa, pe urmă medicamentele și dacă mai rămâne ceva de mâncare, mai mănânc. Dacă nu, fac economie. Mă caut și uite ce e mai ieftin, că pensia n-am decât 2 milioane. Am lucrat în comerț, dar așa am ieșit atunci, nu știu cum a fost. Dar să fie sănătate, mumă, nu-i problema. Care este gospodar și este năcăjit, știe să se mai gospodărească. Care nu, mâncăm și noi cum putem, da? Asta e. Dar să facă, dacă ar mări pensiile, să facă la ăștia care au pensii mici. Că degeaba pune 10 sau 6 sau 8% sau cum să, că nu se simte la noi ăștia. Se simte tot la ai care au pensie peste 15-20 de milioane, cum să zice, vechi bani. Dar, acum mă duc să iau o varză, că zic că poate o găsesc mai ieftină acum, de amurată și o am de Crăciun. Lumea noastră e săracă și din cauza asta plătesc mai puțin, că nu au cu ce trăi. Și iau lucruri proaste pentru că atâția bani au, dacă ar avea mai mulți, ar lua mai mult. Ei ne compară pe noi, de ce îi măresc pensionarii, le măresc nu știu cu cât toate datoriile, dar pensia de ce nu o măresc? Asta nu gândesc. Cu ce trăiește omul ăla de rând? Ei care în Parlament iau sutele de milioane și noi ce facem? Noi suntem muritori de rând. Că n-au bani. Te aleg ce e mai ieftin, cel mai prost. Trebuie să aibă bani să cumpere ce e mai bun. Au bani, cumpără cel mai bun. Românii nu sunt foarte fericiți și nici foarte optimiști, comparativ cu alți europeni. Instabilitatea economico-socială-politică influențează în mod considerabil așteptările românilor față de un viitor predictibil și stabil, ceea ce are efect asupra satisfacției vieții.